Tu, de ce să-ți bați capul pentru chestia asta? Pentru că, în primul rând, simțeam și vedeam... Atenție, nimic depreciativ. Știu, înțeleg perfect. Și am zis, de-a lungul ultimilor 2-3 ani de zile, am văzut că se tot vorbea, dar nimic nu se întâmpla. Și n-am văzut niciodată oameni care să vină cu ceva concret. Tot timpul a fost o chestie, da, se poate, Timișoara are potențial, dar n-am văzut pe cineva care să vină, să ia frâiele cumva și spun, hai că vreau să ajut. N-am văzut pe nimeni. Și fiind foarte apropiat de oamenii de acolo, încă o dată, locuiesc acolo, chiar dacă veneam destul de rar și așa, am simțit nevoia să scot în evidență oamenii care, într-adevăr, își doresc să muncească, sunt capabili și poate n-au avut șansa. Okay. Și atunci, cumva am zis, ok, prin venirea mea sper să vă scot din starea asta de frustrare și de dezamăgire și hai să punem umărul la această muncă. Dar ce poți aduce tu? Asta te întreb. Adică, că bănuiesc că în primul rând o stabilitate. Banii tăi personali. În primul rând o stabilitate. Stabilitate pentru că unde? Stabilitate pe toate planurile. Și sportiv și financiar. Sportiv în primul rând pentru că, uite, aveam o dezamăgire unde s-au pierdut foarte mulți jucători buni. Pe situații de multe ori, să le numesc neprofesioniste mai mult. Păi îți spun eu cum a pierdut clubul mulți jucători. Era un club, de fapt era o societate, Buziaș, nu știu cum, Buziaș, care era doar o firmă, un SRL, care deținea drepturile jucătorilor de la Poli Timișoara, care au plecat din jucători importanți, care au plecat în ultimii 15 ani de la Timișoara și Poli n-a încasat mai nimic de pe urma lor, pentru că erau jucători deținuți de un SRL. Da, tocmai de asta. E unul din motivele și, pe lângă, uite, un ultim caz, știam de un jucător foarte bun, era Doru Andrei, pe care tot așa s-a pierdut pe nicăieri și a ajuns pe undeva pe la voluntari, fără ca noi sau clubul să știe despre ce e vorba. Sau, da. Cumva. Ei, lucrurile astea eu le vedeam. Am oameni și acum și în echipa mea care mi-au comunicat tot timpul că trebuie făcut ceva. Și am zis, ok, hai să luăm inițiativă. Și eu am fost unul din oamenii și mă bucur foarte mult că am avut sprijinul domnului rector. Și am avut sprijinul drucheriei, pentru că era foarte important... Rectorul Universității din Timișoara. Universitatea e instituția care în momentul ăsta controlează clubul, exact. Nu? Fiind o societate pe acțiuni, ei sunt majoritari. Uh-huh. Din punctul meu de vedere, iarăși, de ce am venit, pentru că mi se pare o chestie destul de sănătoasă să fie formată o societate pe acțiuni, ca oamenii și toți iubitorii clubului sau toți iubitorii de tot ce înseamnă clubul Poli să vină spre finanțare, spre ajutor, să zic așa. Okay. Și atunci, cumva, am zis, se poate, potențial există. Structura clubului în momentul de față arată ca și cum ar fi sănătoasă. Și sunt oameni foarte competenți acolo, de asta am și specificat. Plus, iarăși, există foarte multă pasiune și foarte mulți oameni care, vorbesc aici de drucheria, care niciodată n-au lăsat garda jos și au continuat proiectul ăsta, indiferent de situația clubului. Și atunci am zis că, ok, aș vrea să fiu parte din așa ceva. Chiar dacă, în continuare, cum ai spus, e un lucru greu și eu n-am spus că o să se întâmple mâine. Stabilitatea de care noi vorbim nu se întâmple mâine. Sunt foarte multe lucruri pe care noi le-am găsit și n-au fost în ordine. Dar în același timp știm că sunt și niște piloni sănătoși. De exemplu, uite, vorbesc de Academie, unde Academia joacă în Liga Elitelor, are copii buni în componența lor, are antrenori capabili să facă performanță. Și atunci am zis, ok, se poate clădi. Uite, avem fotbalul feminin unde sunt pe primul loc și se vede un proiect sănătos acolo, oameni care au manageriat foarte sănătos partea aceea de fotbal feminin. Adică potențial există. Eu așa le-am văzut. Tot respectul, lumea la Timișoara nu știu, interesată. Știu. Cu siguranță. Exact, știu că toată lumea... Exact, da. Ai dreptate. Și de asta am spus, toată lumea așteaptă, clar, toată lumea așteaptă rezultate bune. Dar în același timp toată lumea așteaptă și o infrastructură sănătoasă și o infrastructură pe care bună nu aveți. Pe care nu avem. Deci de tu ai venit mai devreme, mi se pare. Da, am venit mai devreme. Infrastructurii și mi-e teamă că nu o să poți să faci nimic din cauza lipsei infrastructurii. Cu siguranță, multe lucruri o să ne oprească spre parcursul nostru, dar în același timp aș vrea ca în momentul în care noi creăm în toată perioada asta, creăm o anumită stabilitate și financiară și sportivă, să venim la pachet cu acea construcție de stadion Lego, pe care noi avem promisiunea cumva cam într-un an jumătate să fie gata. Lego? Lego, așa este, pentru că e un stadion mai micuț, construit mult mai repede, mai de micuț la 8.000 de locuri, ceva de genul. Doar atât? Adică doar Timișoara atât, care avea un stadion e ca și un backup, e ca și un backup la stadionul mare, pentru că încă o dată, la stadionul mare, am văzut în ultima perioadă că
iarăși, acordul de demolare nu este finalizat. Adică, cumva știu că acolo lucrurile o să dureze foarte mult. Foarte și, mult. Exact. Și atunci, bun, măcar soluția de backup să o avem, pentru că lumea este doritoare. Indiferent cum se spune, lumea vrea să vină la fotbal. Sunt oameni în oraș care tot timpul umblă și vrem să mergem la fotbal. În momentul de față nu se poate. E clar că e foarte greu când nu ai un stadion unde să ai, nu știu, tribune de jur împrejur sau ceva de genul. Da. Lumea nu are efectiv unde să vină. Politic ne-a pus la dispoziție minimul pe care ei îl pot, sau maximul pe care ei îl pot produce în momentul de față, dar e clar că nu e de ajuns. Politehnica, încă o dată, Poli umplea un stadion de 30.000 și mai rămâneau încă vreo 10.000 pe afară. Exact. De asta zic că lumea e doritoare. Rezultatele, dacă noi, și sper ca noi să creăm stabilitatea de care vorbim, cred că lumea ușor-ușor începe să aibă din nou încredere în tot ce înseamnă spiritul fotbalistic în Timișoara. Problema e la Timișoara că au fost foarte mulți salvatori ai acestei echipe, care au făcut niște lucruri, dar la un moment dat au și lăsat lucrurile exact împotmolite rău de tot. Iar unul dintre ei este Marian Iancu, cu tot respectul. Adică clubul, după ieșirea din scena lui Marian Iancu, clubul... Da, oricum clubul avea niște probleme și înainte, cu datorii, Marian Iancu, foarte multe datorii, care erau făcute în mandatul domnului Iancu, care acum pare totuși și vine la televizor după ieșirea din închisoare și ne spune că făcea lucrurile în regulă. Ok, poate că a făcut și lucruri în regulă, dar au fost și lucruri în regulă făcute în mandatul lui la Timișoara. Da, uite, vezi, aici cu domnul Iancu aș putea să spun anumite chestii pe care le-am simțit din punct de vedere al jucătorului. Așa. Și aș putea să spun că totul a fost la modul cel mai profesionist. Adică noi am dispus de cele mai bune condiții, au fost salarii foarte bune, au fost condiții foarte bune, pentru că el avem o bază foarte mare, ceea ce în momentul de față e dată spre CNI cu 3 terenuri de iarbă, unul sintetic. El cumva a înțeles foarte bine proiectul ăsta de care tot noi vorbim. El l-a făcut la momentul respectiv. Așa. A pus toate mecanismele astea de mișcare și rezultatele au apărut. Dar în clar că a fost un unic om care a investit foarte mult la început, cu sprijinul autorităților, după aceea și tot așa. Partea cealaltă de care vorbești tu, sincer, nu cunosc foarte multe chestii, dar știu ce s-a întâmplat. Am auzit că, uite, lucrurile poate n-au fost... Exact, lucrurile n-au fost făcute în regulă. Na, nu pot să mă bag în discuții de genul ăsta. Eu îți spun ce am trăit eu ca și jucător și îți spun că totul a fost la un nivel foarte bun. Mai departe, uite, acum încep să le învăț și eu să le trăiesc și înțeleg foarte mult ce înseamnă să-ți faci un buget sănătos, să-ți faci chestii reale, să-ți faci lucrurile bine puse la punct. Adică, na, nu știu foarte bine ce s-a întâmplat la birouri, nu înțeleg foarte bine, dar știu ce s-a întâmplat pe plan sportiv. Pot să-ți spun lucrul ăsta. Tu ești manager general în momentul ăsta. Crezi că în fotbalul românesc e nevoie de foști jucători? Atenție, din nou, nu vreau să privești chestia asta ca pe o chestie care vrea să-ți dea un croșeu în barbă. Nu. Crezi că e nevoie în fotbalul românesc de foști jucători care vin în poziții de administrație? Sau ar fi mai degrabă nevoie de manageri cu experiență în administrație, în atragere de fonduri, în... Adică nu oameni care să știe neapărat fotbal, exact, să știe mai degrabă business exact. În poziții de genul ăsta și oamenii cu experiență în fotbal să vină în poziții legate de fotbal. Ai perfectă dreptate și uite, o chestie pe care eu încerc să o implementez la Timișoara, vreau să aduc sau să reușesc să ajut foști jucători sau actuali jucători care își doresc să facă tranziția spre o altă carieră, să-i ajut să-i scot din poziția în care, clar, e foarte greu. E foarte greu dacă ai nevoie de timp. Și atunci noi încercăm cu ce putem noi să ajutăm, să le facem tranziția mult mai ușoară. Uite, de exemplu, la noi am... Paul și-a dorit chestia asta. Codrea. Paul Codrea, da. E un om care are o experiență enormă în spate și e foarte capabil să vadă jucători și cunoaște foarte bine academia, cunoaște foarte bine tot ce se întâmplă în Timișoara. El a antrenat în ultimii 10 ani, el a antrenat cam peste tot. Da. Și atunci, un om ca și el în partea de director sportiv mi-a ușurat munca și mai mult și e un om foarte capabil, un om care știe să tragă linie. După aia, uite, l-am adus pe Rotariu, care tot așa, un om care cunoaște fotbalul românesc în general și... Am luat un om, într-adevăr, am luat un om de la Academia domnului Hagi, un om foarte important. Ați racolat un om de la Hagi? Păi, cumva, el Nearoti lucra și pentru și până la urmă a ales cumva și s-a tras din ei și a venit spre noi. Iarăși un imbol din ăsta de... Era scout, făcea scouting? Făcea scouting, da. Și atunci noi l-am... Exact, a venit spre noi. Bun. Sunt lucruri importante pentru mine. Uite, îl știți foarte bine, Ioan Mera, de exemplu, este un fost jucător care cumva nu-și găsea locul, nici cum. Noi l-am adus, îl pregătim să fie un team manager. Adică, cumva, lucrurile astea acolo aș vrea să duc. Fiecare
cum, ce își dorește în primul și de ce este capabil. Da. Uite, eu am ales partea asta în care, pentru mine, un manager general, cred că pot ajuta mult mai mult un club din poziția mea. Sau așa le-am văzut eu, pentru că și eu mi-am urmat toate studiile de așa natură încât așa am zis, ok, poate direcția asta. Nu președinte, pentru că toată lumea spune președinte. Nu sunt președinte.